Da, am revenit în direct la Dale Buzoianului. Vă prezint din nou invitatul meu din această emisiune, domnul Ernest Walter Herman. Da, este plecat de 34 de ani din România, mai exact din 1981, da? În prima parte a emisiunii am încercat să aflu și eu câte ceva așa despre viața din Statele Unite. Am aflat, între altele, că mai există și pe acolo gropi, așa uneori, după iarnă, da? Că însă la robinet nu i s-a întâmplat niciodată, da? Să învârtă de robinet să curgă apă murdară, cum se întâmplă pe la noi, pe la Buzău, că evident medicii sunt bine plătiți acolo. Profesorii nu sunt însă, din câte înțeleg, chiar atât de bine plătiți nici în Statele Unite. Vă spuneam că domnul Herman are 12 copii. Notasem eu și îl întreb ceva vis-a-vis de faptul că în România avem un spor natural negativ și cu atât mai abitirea acela noi la Buzău. Am difuzat eu niște statistici în urmă cu câteva luni. În fiecare lună populația județului scade cu 300-400 de persoane. Domnul Herman, sau chiar mai mult, nu s-a pus acela socoteală și numărul celor care emigrează, pleacă din România și unii dintre ei poate nu se mai întorc niciodată. Bun, ne spuneați, sau spuneam eu că aveți 12 copii. Este un test ăsta așa pentru dumneavoastră. Cum îi cheamă și câte ceva despre fiecare, dacă se poate, domnul Herman. Mai întâi trebuie să comentez laudele pe care mi le-ați adus la început cu privire la copii. Vreau să se știe bine, și eu știam să-i fac marinari, dar eu am spus în celelalte două, când am fost cu doamna Magda, eu sunt nemț. Nemțul pe care îl știu eu cum a fost tatăl meu, e așa, dacă i-ai spus ăsta e drumul și în față e un zid, nemțul dă cu capul de zid până se sparge zidul sau capul, dar el nu se mută, atâta știe. Eu am citit în Sfânta Scriptură, la Psalmul 126, primele câteva versete, că rodul pântecelui este o răsplată, depinde de traducere, pe care o dă Dumnezeu. Eu cu mintea mea am zis, pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu și el nu minte, cine nu vrea o răsplată de la Dumnezeu? Vai de mine! Ce? Și dumneavoastră veți o răsplată de la Dumnezeu? E, nu copii, dar vreți o răsplată! Pe dumneavoastră, deci v-a răsplătit extraordinar, da? Cu 12 copii. El ar fi vrut să răsplătească mai mulți, dar oamenii se împiedică de faptul că ei zic, bine, eu răsplată, dar și de acolo a intrat dracu și le-a băgat în cap prostii. Mie mi-a dat Dumnezeu harul acesta că eu nu-l cred pe dracu, eu-l cred pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus că este o răsplată, păi cu adevărat răsplată este. Haideți să ne povestiți despre răsplățile, da, care vi s-au acordat dumneavoastră. Deci nu vreau să mi se spună, eu nu am făcut o brânză mare și una așa, nu sunt bun la matematică, că americanii mă întreabă toți. De altfel, sunt singur în familie cu așa mulți copii și în generația mea. Și m-a întrebat, cum dai tu așa mulți copii? Păi zic, uite, nu sunt bun la matematică și eu când m-am însurat am zis, auzi, Doamne, numără tu copiii că eu să nu greșesc. Și Dumnezeu a numărat până la 12. Da. Păi cel mai mare este Edward. El lucrează într-o firmă a lui Microsoft, mi se pare, împreună cu Grera, da? Și este în, he's in charge of, el este în, controlează echipamentul computerizat de acolo și el este cel care supraveghează toată. Deci lucrează în IT, da? În IT, cu, da, calculatoare, da? Cu calculatoare. Bun, mergem mai departe. Norbert, el lucrează pentru IBM. Ultima poziție pe care avea el, ca să pot eu să înțeleg, mi-a explicat, tată, ce arhitect în construcții fac eu pentru programele de radio, programele de programări. El e programator, cu asta a început. Acum nu știu ce mai face, că nu l-am mai întrebat,
dar când îl caut, nu știu în ce țară a lumii umblă, are o poziție foarte înaltă acolo, o responsabilitate și se ocupă cu, mi se pare mie, cu, nu știu exact cu ce. Deci premiul doi băieți, da? Mergem mai departe, al treilea copil. Anelize, ea avea cabinetul ei de avocatură în California. După aia, Emily, ea este căsătorită tot în California și Dina, ea lucrează pentru Boeing Company. Nu știu și asta ce face, ea lucrează de fapt de acasă, e toată ziua în telefoane și în computer și nu știu ce învârtește și ea pe acolo. Deci am spus până acum, da, doi băieți și trei fete, da? Și trei fete. Am ajuns la copilul al șaselea. Da, după Adina este Walter. Walter lucrează, toți sunt, și el lucrează în computer science. Nu știu ce face asta pentru o bancă, de fapt la districtul național al unei bănci pe acolo. Nu mai știu ce face și stau acolo. După el este Alfred. Alfred știu, lucrează la Federal Bank. E o bancă națională. Un fel de BNR la noi. Probabil. BNR. Asta e bancă federală. Așa, Alfred Nathaniel lucrează la în Texas. Sunt foarte multe ateliere din acestea cu strungărie. La strunguri de alea de milioane de dolari unul. Sigur că a făcut și cu orice trebuie și el e supervisor la un atelier din ăsta. După el este William. William e primul meu american. Să-l pup pe tata pe el și pe mama lui. Și el este auditor. Ce este auditor? Inspector de CFI aveam noi pe vremuri pentru statul statul Texas. Și el se duce și face verificări la business-uri, la patroni, la ăștia, la toți, să vadă dacă și-au plătit taxe sau nu. Cu asta se ocupă el. Și bine, pentru asta circulă în tot Statele Unite, pentru că ei au afaceri pe peste tot. William, Roberta a făcut tot așa business administration. Ea acum este acasă, dar lucrează ca agent imobiliar pentru că are doi copii mici. După ce ori crește, se duce la loc și ea și ea are o funcție mare și ea nu știu exact ce făcea. Și după Roberta e Benjamin Michael, ăsta e numărul 12. Ăsta lucra în ultima vreme la o companie a lui AT&T, tot așa la... Curierat. Nu curierat, nu. El e la, cum îi spui, customer service. Acolo unde oamenii cer relații asupra tot felul de aparaturi pe care le are AT&T, compania asta de telefon. Și el tot, deci tot cu IT. Ei sunt toți în IT. Am înțeles. Știți cum îi cheamă pe fiecare, da, dintre copiii dumneavoastră? Se pare că da. Am probleme când îl stric pe unul, spun 5 înainte și abia al 6-lea al ei. Da. Vi s-a întâmplat uneori... Să-i mai încurcați când erau mici? Acum mai mare încurc mai tare și Walter cel puțin mă ia de față și zice: tată, uite-te la mine, eu sunt Walter, ai înțeles? Dar, deci mi se mai întâmplă lucrul ăsta. Da. Să citim și din mesajele pe care le-am primit de la telespectatori până acum. Vă întreabă cineva dacă v-ați urecheat vreodată copiii. Of course, da, sigur că da. Cum să nu? Biblia mea spune de câteva ori să nu cruți nuiaua, căci bătându-l, folosind nuiaua, scoți sufletul lui din iad. Și eu i-am urecheat, i-am și bătut, am pe unii la care nici măcar n-am putut să mă încrunt, că imediat tremurau, și am alții la care a trebuit să scot cureaua și a zis: tata te iubește și îți dă tot ce dorești tu, mâncărică, plimbărică și bătăiță. Și am dat. Da? Ăștia mai încăpățânați, da? Ați trebuit să ajungeți și la... Da, da. S-au făcut oameni și ăștia, nu? Da, mulțumim lui Dumnezeu. Nu întotdeauna am bătut că au trebuit, am bătut și cu nervi, îmi pare rău, dar ei știu acum s-au făcut mari și le-am spus: tată, eu nu sunt perfect, am făcut ce... Și ce... Da, tată, tot ce ai putut, dar ai făcut-o cu dragoste. Da, băiatul, tata. Și ei știu acum și... De ce ați ales America și nu altă țară sau Germania, da? Fiind dumneavoastră, zicem, etnic german. Păi, mie nu mi-a păsat în ce țară. Eu am vrut să plec în oricare din țările libere unde să pot să citesc, că pe vremea aceea nu era voie literatură creștină.
Și de ce am ales America? Nici eu nu știu cum am ajuns să aleg America, pentru că n-am avut pe nimeni care să mă primească, ca să trebuie să mă gândesc. A fost cineva pe care am știut? Nu. Era cel mai simplu de plecat în America. Am înțeles. Întreabă cineva de ce ați optat să plecați. Ați dat oarecum răspunsul. Ziceți dumneavoastră că vrea să citiți, da? Și în România. Păi nu oarecum. Ăsta e răspunsul. La momentul respectiv. Eu am căutat, am vrut să citesc. Mi-a plăcut foarte mult să citesc literatură creștină. Și aici nu era voie, era restricție. Da. Bun, mergem mai departe. Vă întreabă cineva dacă constatați că România a crescut în ultimii ani, dacă vă bate gândul să vă întoarceți în România. Oh, m-aș întoarce mâine. Sau, dacă vreți, exact, n-aș mai pleca înapoi. Dar am copii și viața mea sunt ei. Da. Și sunt copii foarte buni. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Ei și-au ales viața lor fiecare. Dar când vine vorba despre familie, nu pot să-mi las copiii acolo, că ați veni mâine. Da, iau ca o glumă așa, încă un mesaj de la un telespectator care ne roagă să ne spuneți câte ceva despre nepoții dumneavoastră, dar asta ar însemna să terminăm emisiunea peste vreo două săptămâni. O terminăm mai repede pentru că cu nepoții nu le-am prea mult, de-aia are soție, așa că... Am înțeles. Bun, întreabă cineva așa, dacă în America, cineva care e supărat așa pe ce se întâmplă pe la Buzău așa uneori, dacă în America se face publicitate cu mașina cu portavoce, da, e o practică așa pe la noi pe la Buzău până în ultimii ani, da, e o goarnă așa atașată de la o mașină care circulă pe tot orașul, da, și stresează pe locuitorii de la blocurile. Ați văzut așa ceva? Nu. Poate era pe undeva pe la 1700 se întâmpla lucrul ăsta pe Statele Unite. Poate, nu se practică așa ceva. Uite, ne spune și ce mesajul respectiv, zice așa, cine vine, asta spune la goarna respectivă. De asemenea, un alt mesaj, dacă este și în Statele Unite, atâta zgomot că în România. Bormașine, picamere, indiferent de oră sau acolo, există vreo instituție a statului care veghează așa la liniștea cetățenilor. Are de-a face cu cultura, ei sunt educați americani în spiritul acesta să respecte orele în care poți să faci zgomot și poți să nu faci. Și dacă este un zgomot ieși din comun, nu trebuie să ai o instituție, dai telefon la 911 și vine imediat poliția și rezolvă. Deci, da. În general, e treaba cu cultura, ei sunt deja educați în spiritul acesta. Un alt mesaj la un alt telespectator zice așa că domnul invitat are dreptate, după iarnă și în America apar probleme pe carosabil, diferența că la noi iarna nu-i ca vara și de 25 de ani suntem în era glaciară, spune telespectatorul nostru. Cât privește medicii, vrem performanță la $300, da, așa vrem noi în România. Mai zice telespectatorul că la noi mai există și această instituție a șpăgii, da? Da, acolo sigur nu e așa. Acolo ceva. Nu există șpaga și mai câștigă câte ceva medicii vis-a-vis de profesori, scrie telespectatorul nostru, că unii dintre ei mai fac așa o completare acasă, bănuiesc cu meditațiile. Aici, probabil, în România, dar acolo nu. Da, și încă ceva, cum se face educația în Statele Unite, probabil nu ca la noi în România, cu măruță, acces direct, capatos și așa mai departe. Felicitări invitatului, ne transmite un alt telespectator. Și noi îi mulțumim frumos. Aș vrea să vă întreb, suntem pe final de emisiune, domnul Herman. Din ce ați văzut dumneavoastră în România în ultimele perioade? Ne spuneați că veniți odată pe an. Ce vă place dumneavoastră? Că bănuiesc că sunt lucruri care vă și plac aici în România. Foarte multe îmi plac. Sunt așa de multe lucruri care îmi plac că nu știu dacă aș avea timp pentru cele care nu-mi plac. Spuneți-ne atunci cele care nu vă plac în România și ați dori foarte mult să se schimbe, să când vă întoarceți în România anul viitor să nu le mai găsiți așa. Știți cum e cu mine? Sau și astea sunt foarte multe și... Nu. Eu așa sunt de împăcat cu cele care mi sunt rezervate și le-am văzut pe toate frumos. Am amintit ceva de, sigur, de medici. Nu mă pricep la politică și așa, dar nu pot să admit, atât în micimea mea, că un medic care are în mâinile lui viața oamenilor să fie plătit în felul acesta.
în felul acesta. Mai, nu, asta, nu știu de ce, na, că sunt socotele acolo, dar asta, sigur, dar mie, ca să spun că îmi place, eu știu ce am lăsat acum 34 de ani și ce întâlnesc acum, pentru mine au toate așa o conotație plăcută, mă simt foarte bine. Eu n-aș mai pleca dacă ar fi după mine, dar am copii acolo. Evident. Vis-a-vis de America, domnul Herman, în ideea în care poate nu să nu idolatrizăm atât de mult Statele Unite, bănuiesc că sunt lucruri care merg proști acolo, nu? Cam care ar fi ele? Păi de, v-aș mai spune eu și pe asta, spre exemplu, sigur că poliția intră în acțiune și așa, dar până să ajungă poliția, când am venit acasă, în unde am stat mai înainte, veneam acasă la 2 dimineața, da, așa, și am auzit niște împușcături acolo, ziceai că ești pe front. N-am fost pe front, dar chiar așa apărea. Sigur, a doua zi morți, nu știu ce și așa, și mă gândeam, bă, era încă pe vremea comuniștilor. Or fi ei noștri, cum or fi danizat, dar asta n-am auzit la noi, mă. Și sunt și de-astea, și sunt multe și acolo, pentru că adevărul e acesta. Când Dumnezeu a blestemat pământul din pricina omului, a blestemat nu numai România, ci și America. Aici este o natură de blestem și acolo o altă natură de blestem. Și eu cu această concepție m-am dus în Statele Unite, nu m-am așteptat absolut deloc la dolari în pom și nici câini cu covrigi în coadă. De aceea, cum am ajuns acolo, am învățat 3 ani engleză, că am avut și 2 copii în ăștia 3 ani și m-am ocupat cu toate problemele casei, dar am învățat engleză și mi-am luat frumușel serviciu și am mers. Deci are și America problemele ei pe care mulți din România n-ar vrea să le știe. Eu vreau să le știu. De asta v-am întrebat. Deci spuneți dumneavoastră odată că siguranța așa nu mai e ce a fost altă dată, da? Sunt Statele Unite, da? Se mai întâmplă, cum spuneați dumneavoastră, cu împușcături și lucruri de genul ăsta. Dar haideți să luăm și un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Să rămână, sunteți în direct. Pentru emisiunea dumneavoastră și pentru dumneavoastră personal. Așa, vreți să-i transmiteți ceva domnului Herman? Da, să fie sănătos. Și să știe numele copiilor, că pe al nepotului am văzut că nu știu. Da. Da. La treaba cu poliția, păi dacă noi nu putem să punem baraj acolo la... Pardon, am vorbit cu acolo. Unde să punem baraj? Cu sau nu știu, cât vă luptați, domnul Auraș? Puțin, nu cu foarte mult. La apă și cu tot ce vreți dumneavoastră. Da. Au respect pentru dumneavoastră, dar dacă a plecat din 1981, da, și el nu știe numele copiilor... Păi nu, a glumit, doamnă, a glumit, dar vedeți care... Lăsați, nu, eu am deschis televizorul mai târziu. Am înțeles. Dar văd în reluare, nicio problemă. Da, vă uitați în reluare. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Sărmâna... apropo, uite, mai e cineva care insistă și să ne spuneți câți nepoți aveți, da? Măcar numărul lor. 13 da. Nepoți, da? Despre ei ne va vorbi soția dumneavoastră în episodul viitor, da? Mulțumesc frumos pentru prezență, domnul Herman. Vă așteptăm cu mare drag și anul viitor, da? Când sperăm că veți reveni în România și poate treceți din nou până noi pe la Campus TV, că sunt multe lucruri pe care dorim să le aflăm de la dumneavoastră despre America și, mă rog, și bazându-ne pe experiența dumneavoastră de viață. Da, atât pentru emisiunea de astăzi. Încă o dată mulțumesc frumos, mulțumesc celor care au urmărit emisiunea noastră. Rămâneți pe Campus TV, peste un sfert de oră urmează jurnalul de la ora 20, colega mea Mirela Copariu. Până mâine eu vă spun la revedere. Mâine ne întâlnim aici cu medicul Stanciu Paraschiv, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.